Ramona, nu doar doamnele sunt interesate de diamante, ci și domnii în această perioadă. Un inel cu 47 de diamante, ce vine de la Exquisite Diamonds, partenerii noștri din această lună, merge spre un mare câștigător la final de perioadă promoțională. Până pe 13 februarie, în prag de Ziua Îndrăgostiților, vă invităm să vă căsătoriți la Neața. Exquisite Diamonds sunt partenerii noștri, ei oferă minunăția aceasta de inel, 47 de diamante, vă spuneam, ei sunt specialiști în diamante și pietre prețioase. Îi puteți găsi în cele mai mari centre comerciale din România, dar și direct pe site exquisitediamonds.ro. Cum se desfășoară toată întâmplarea? Foarte simplu, pe a1.ro intrați în secțiunea dedicată acestui concurs, Căsătorește-te la Neața, vă înscrieți, ne spuneți povestea voastră de dragoste, ne spuneți când ați vrea să vă căsătoriți și mai ales ne lăsați o fotografie cu voi, ca să ne dăm seama și noi cu cine vorbim. Uite cum se întâmplă în minutele următoare, Dani. Pentru începutul campaniei am hotărât să alegem un cuplu puțin, foarte puțin atipic, în sensul în care atrage cu siguranță privirile pe stradă, vedeți imediat de ce. I-am luat fix de pe site-ul nostru, Elena Mădălina s-a înscris și este înscrisă împreună cu logodnicul ei, pe care îl cheamă Mădălina. Neața! Bună dimineața! Bună dimineața! Oh, stai, toată lumea vorbește română aici? Da, 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 sigur. Foarte bine. Mădălina, cum îl strigăm pe logodnicul tău? Ajută-mă. Numele meu este Ștefan Daniel. Ștefan Daniel sau Ștefan Ting? Cum e mai ușor? Ștefan Daniel, Daniel mă cheamă și pe mine. Cum ai numele? Da, știu. Cum dobândești numele ăsta? Cum faci rost de un nume ca ăsta? Că eu aș vrea să am și eu nume asiatic, dar nu știu cum să fac. Cum ai făcut să te chemi așa? Pentru că înainte de început, eu vreau să fie numele numenesc, care e mai ușor pentru oameni să-ți minte pentru mine. Okay. Și am făcut și podest. Okay. Și acum a rămas Ștefan Daniel pentru mine. Ok, dar ai acte, așa te cheamă în acte? Romana, sunt de vehiculă. Actele nu sunt așa, dar are o diplomă de un certificat de botez. Perfect. E foarte bine că ai ales numele ăsta, că unii au nume românesc și vor să-și spună hâț. Mă rog. Cunoaștem. Dar cum te chema, Ștefan? Cum te cheamă în chineză? Cum îți spuneau acasă? Numele meu este Tim. Și toată să zică oameni pentru mine, să zică Shan Yi Ting. A, ok. Bun. Și pe Mădălina, cum o cheamă acum numele de familie, Mădălina? Mădălina? Gheorghiță Mădălina. Și dacă ar fi să iei numele lui, să zicem că luați inelul de la noi și vă căsătoriți. Cum o să te cheme, Mădălina? Shan. Foarte simplu, mi se pare. Dragii mei, trebuie să ne spuneți foarte pe scurt cum v-ați cunoscut, Mădălina, care e versiunea fetei, întotdeauna contează. Cum v-ați cunoscut? De unde vă știți? Pot spune printr-un proces de recrutare. El căuta pentru un prieten chinez, o persoană vorbitoare de limba chineză, pentru un job. Și așa, eu am refuzat jobul, bineînțeles, pentru că eram în ultimul an de facultate și aveam foarte multă treabă. Trebuia să-mi termin atât licența cât și să mă pregătesc pentru examenul de bursă, urma să plec în China. Astfel că l-am refuzat, însă el s-a ținut de capul meu, încât am ajuns să fim împreună, dar după foarte mult timp. S-a chinuit ceva, aproximativ 6 luni. Da, păi, s-a chinuit ceva, a încercat. Eu îi tot spuneam că eu vreau să plec în China, planul meu era altul. Și el a renunțat la viața din România pentru un an de zile și la activitatea lui de aici pentru a veni cu mine în China, anul acela în care eu am plecat pentru studii acolo. Și a fost un an minunat și o experiență frumoasă și... Ștefan, asta înseamnă că ai avut răbdare de chinez. O mare, așa e. Ai auzit vorba asta? Răbdare de chinez. Așa se spune la noi în România. Nu știu voi chinezii cum ziceți între voi, dar la noi așa se spune. Bănesc că ai auzit vorba asta. Este răbdător, da, este. Confirm. Sunteți foarte tari. Bun, pun câteva întrebări foarte simple înainte să trecem la un test grillă blitz. Dacă ar fi da, să faceți nunta, unde ați visa să se întâmple nunta?
Eu aș vrea să facem nunta și așa o să o și facem, așa avem un plan și în România, dar și în China. Vrem să facem atât, să respectăm tradiția românească, cât și cea chinezească. Ție ce-ți pasă? Că ai făcut facultate, știi chineză, nu? Adică mandarină. Eu iubesc cultura chineză, am fost acolo și îmi place foarte mult. Păi, da. Și aș vrea să experimentez nunta acolo, ar fi ceva foarte frumos. Și eu va trebui să fac nunta și la Botoșani, dar eu nu am studiat cultura. Dar îmi doresc și la voi în direct. Bun, pentru asta trebuie să răspundeți la câteva întrebări. Am o rugăminte, vreau să închideți ochii, poate ați văzut asta pe internet, să închideți ochii și să răspundeți doar din degete. Dacă e vorba, dacă credeți că e vorba despre voi, fiecare dintre voi, ridicați mâna, dacă nu, arătați spre celălalt. Facem o probă, închideți ochii. Ok, înțeles? Deci așa. Răspuns la întrebare, ori eu sau ori tu, ori spre tine sau spre mine. Logic. Închide ochii. Zici că-s bunica cu bunicul. Îmi mai zice odată. Închideți ochii, da? Atenție, atenție. Cine doarme mai mult în casa voastră? Ok, bravo, vă iese foarte bine. Ați zis. Hai să trecem la întrebările mai grele. Cine gătește mai bine? Ok. Foarte bine. Cine face cadouri mai frumoase? Bun. Cine se pricepe la pregăti o vacanță, la alege o vacanță? Bun. Cui e frică de zbor? Păi niciunul, m-am prins, că dacă mergeți până în China, o viață. Cine este mai romantic? Cine face mai multă curățenie? Cine credeți că vrea mai mulți copii? Bun. Cine este mai apropiat de familie? Bun. Am intuit-o. Simt vântul, să știi. Bun. Cine are șanse mai repede să se îngrașe? M-am prins! Cine are mai multe rude? Logic. Aici nu-mi făceam griji. Bun. Cine vrea mai repede să se îmbogățească? Ok, aveți și motive dacă sunteți mulți. Și nu în ultimul rând, cine credeți că o să plângă primul la nunta voastră? Îmi pare rău că nu scriu întrebările, le fac din cap pe moment, dar uite că unele chiar ne-s. Puteți deschide ochii, mulțumesc, să știți că vă veți putea uita la înregistrarea emisiunii foarte curând, să vedeți ce ați răspuns, că e foarte interesant. La unele nu o să vă așteptați. Da. Ați văzut inelul, sper că vă place, se va face pe măsura Mădălinei dacă îl câștigați. Sunteți foarte faini și un cuplu atipic. Ne bucurăm, ne bucurăm. Mulțumim mult! Vă pupăm, sper că sunteți un exemplu și pentru alții. Bine, noi mai avem și alte cupluri atipice, nu le-am văzut încă înscrise pe așa, dar am văzut că inelul s-a... Vă pupăm, salut, cele bune! Vă pupăm! Mulțumim! Bă, la vedere! Mulțumim! Uite, bă, ce invitați poți să ai la nunta ta. Da. Ia-i că mai luați atenția de pe voi. Mai zic. Hai că-s foarte fain. Vin mătușile alea de la Galați, îți dai seama ce o să zică. Mă, dar ce văzut asta la al nostru? Româna cu româna aici trebuie să mai lucrăm. Am zis că i-a cumpărat mama un manual de învățare a limbii române pentru străini. Există? Da. Cine cumpără? Modul A1, străini. A2. Cine străini. Cine vrea să învețe limba asta? O, dar sunt mulți. Sunt mulți expați care... Da. Nicolae, ai câștigat un manual de învățare a limbii române. Că vorbești fain, dar nu înțelegem ce zici. Pauză. Asta am zis.